Este extirparea nodulului cu laserul. Se observă distanțarea sursei de laser și modul în care se produce vaporizarea acestui conglomerat de nodul de 2-3 mm. Vaporizare care se face fără pierdere sanguină sau fără pierdere aerică. Se înlocuiește imediat, în fiecare dimineață, se verifică valabilitatea și faptul ca toate cele care se află pe barem să fie în această trusă de urgență.